Dacă ai ajuns aici din întâmplare și ai un telefon Samsung, n-ar fi rău să rămâi puțin pentru că în acest clip vei descoperi 5 setări importante care cred eu că te vor ajuta. De exemplu, cum să deschizi site-ul de la care ai făcut o captură de ecran, cum să-ți adaugi widget-uri pe ecranul de blocare, cum să setezi telefonul pe silențios mult mai simplu și multe altele. Așadar, rămâi cu mine până la final, iar dacă aceste sfaturi ți-au fost de ajutor, dă un like acestui clip și abonează-te cu clopoțelul de notificări pentru că în curând revin cu altele și mai interesante. Eu sunt Mihai, iar ca să nu mai pierdem timpul, să-i dăm drumul. Dacă ai un telefon Samsung și ai făcut o captură de ecran la un site, iar după un timp nu mai ții minte care a fost linkul către respectivul produs, iată o funcție utilă care te poate ajuta. Să zicem că ți-au plăcut acești Adidas și vrei să-i cumperi într-o altă zi, așa că îi faci o captură de ecran, dar ulterior uiți care era adresa site-ului cu acea pereche de Adidas. Iată ce trebuie să faci pentru a deschide linkul direct către acel produs din imagine. Intri în galerie, cauți acea captură de ecran, atingi poza și pe ea va apărea un buton cu accesare site web. Dacă apeși pe el, te va trimite direct la produsul din acea captură de ecran. În felul acesta vei scăpa de căutările prin istoric pentru a găsi site-ul unde ai văzut acel produs. Dă-mi un like dacă ți s-a părut util. Dacă ai un telefon Samsung și vrei să ai widget-ul pe ecranul de blocare astfel încât să nu mai fi nevoit să deblochezi telefonul, iată ce trebuie să faci. Blocăm ecranul, apăsăm o dată pe ceas, glisăm în jos și apăsăm pe butonul de setări. Aici, după cum poți vedea, putem activa widget-ul pentru playerul muzical, pentru alarmă, pentru rutine și așa mai departe. Mai mult, dacă vrei să fie afișat într-o altă ordine, poți apăsa pe butonul de reordonare și să le aranjezi după preferințe. Acum când ai ecranul blocat, doar apasă pe ceas și glisează în jos pentru a vedea acele widget-uri. Util, nu? Dacă ai un telefon Samsung și vrei să descoperi o scurtătură pentru a trece telefonul pe modul silențios, urmărește acest clip. Să zicem că nu vrei să ții telefonul cu două mâini pentru a glisa pe ecran și a apăsa pe silențios. Hai să-ți arăt o metodă mai simplă pe care o poți face ținând telefonul cu o singură mână. Apasă pe orice buton de volum și dă click pe această iconiță mică cu difuzor. Acum ai trecut pe modul silențios fără să mai fie nevoie să faci atâtea mișcări și să ții telefonul cu două mâini. Dă-mi un like dacă ți s-a părut util. Ai un telefon Samsung? Hai să-ți arăt o setare utilă dacă vrei ca persoanele din agenda când te apelează să fie mai interactive. Vom intra în apeluri, contacte, dăm pe persoana dorită, apăsăm pe acest simbol, apăsăm pe acest creion cu editare, dăm pe poza de profil, iar aici avem câteva opțiuni. Fie să-i faci o poză persoanei respective, fie să alegi o imagine din telefon, fie să-i creezi un emoji. Însă hai să-ți arăt ceva și mai interesant. Intrăm în galerie și alegem o imagine GIF. Acum când ne va suna, imaginea de profil va fi acel GIF ales. Interesant, nu? Dacă ai un telefon Samsung și vrei ca imaginea ta de profil din agenda să apară la toți cei care te au la contacte, iată ce trebuie să faci. Vom intra la apelare, contacte, dăm pe profilul nostru, editare, ne alegem poza de profil, dăm pe salvare, apoi apăsăm pe partajare imagine de profil și activăm acest tab. Pentru a fi actualizată la toți cei care te au în agenda, apăsăm pe această săgeată pentru a actualiza poza. Acum când îi vei suna iar aceștia te au în agenda, le va apărea poza ta de profil. Dă-mi un like dacă ți-a plăcut. Așadar, acestea au fost cele 5 setări utile pentru telefoanele Samsung. Dacă ți s-au părut interesante și crezi că ți-au fost de ajutor, apasă butonul de like și abonează-te fiindcă pregătesc deja alte 20 de trucuri utile pentru Android. Eu sunt Mihai, ne auzim pe data viitoare, pe curând! Thank you.